Vârstnicii sunt un izvor nesecat de înțelepciune, iar sfaturile lor sunt utile în soluționarea problemelor. Noua echipă a Primăriei Municipiului Slobozia devine un partener de dialog cu seniorii pentru stabilirea unor planuri de acțiune în ceea ce privește sprijinul acordat acestei categorii de vârstă. Întâlnirea între cele două generații a avut ca scop identificarea problemelor cu care se confruntă persoanele de vârsta a treia și găsirea unor soluții. Evenimentul a fost organizat la Centrul Comunitar al Persoanelor Vârstnice din Municipiul Slobozia. Dați-mi voie să îi spun domnului primar, bine a venit în centrul nostru. În timp ne vom cunoaște mai bine, îl vom invita la mai multe activități. Vreau să vă informez că noi avem foarte, foarte multe activități, doar am să enumăr așa câteva, pentru că o să vă invităm pe parcurs. Culturale, sociale, întâlniri cu medici. Este de datoria noastră să vă demonstrăm că și vârsta a treia este o vârstă frumoasă, dacă sunteți tratați cu respect, dacă sunteți tratați cu afecțiune, pentru că dumneavoastră, această generație, sunteți cea care ne-a crescut mari, cea care ne-a educat, iar la rândul nostru, noi trebuie să vă întoarcem respect. Ceea ce mai vreau să vă spun este că împreună cu domnii viceprimari ne vom ocupa în continuare să mai dezvoltăm astfel de proiecte, pentru că au fost un real succes proiectele care s-au făcut aici. Și din partea noi echipe de la primărie vă asigurăm de tot sprijinul nostru. Printre aspectele discutate de seniori cu autoritățile locale s-au remarcat necesitatea gratuității pentru transportul local, asfaltarea arterelor de drum din reședința de județ, racordarea la sistemul de canalizare în Slobozia Nouă sau găsirea unor soluții pentru câinii fără stăpân. Avem o rugăminte la dumneavoastră, dacă se poate, noi pensionarii să beneficiem de gratuitate pe transportul local. O să căutăm forma legală, să vedem din punct de vedere legislativ unde putem să o încadrăm. Dacă se poate cu cea mai mare plăcere. După ce s-a terminat de asfalt aici în fața noastră, lângă clădirea CNP-ului, a început să spargă asfaltul aproximativ 10 zile să-și facă o canalizare de scurgere. Dacă se puneau de acord, o făceam înainte și acum nu mai aveam acolo mizeria care se vede. Tot în zona aia, aleea dintre această clădire și D6 a fost răpunsă de un șanț care s-a băgat o conductă acolo, făcând la loc aleea, e râsul lumea acolo. Nici n-a lăsat bordurile aliniate, nici pavajul n-a făcut complet și a pus acolo niște cărămiți care se poate vede. Cred că dumneavoastră este și semnatar unei scrisori care a ajuns zilele trecute la mine, vine din partea dumneavoastră. În ceea ce privește prima sesizare pe care ați făcut-o, Noi avem un plan în ceea ce privește asfaltarea. Sunt niște priorități. Avem niște capacități reduse de a face aceste activități. Cu siguranță, ceea ce a sesizat dumneavoastră, într-adevăr, angajații de ADP nu de fiecare dată fac lucrurile profesioniste. Când aveți astăzi astfel de sesizări, suntem primii care le primim și avem obligația să acționăm. În ceea ce privește ce a spus dumneavoastră, că s-au mai făcut alte săpături, dați-vă seama, instalațiile care subterane au anumită vechime, se întâmplă anumite accidente de rețea, este un perpetuum mobile în ceea ce privește această activitate și trebuie să intervenim, nici nouă nu ne face plăcere, dar sunt situații în care neprevăzute, în care trebuie să intervenim. Noi avem oarecum o supraveghere a lucrărilor care se fac și a lucrărilor de revenire a domeniului public la modul cum era înainte. Locuiesc la Slobozia Nouă, pe strada Mărului și pe partea stângă s-a făcut recanalizare, a spus domnul Băcanu când i-a mai spus că a mai ridicat problema și mai înainte.
și pe partea dreaptă nu s-a făcut a doua recanalizare, care să tragem și noi canalizare, că e prea departe. E la trei case în stânga, la trei case în dreapta și noi nu putem trage în canalizare. Trebuie să vedem exact cum este proiectul. Eu ce pot să vă spun, că în condițiile în care constructorul nu va face conform proiectului lucrarea, lucrarea nu va fi recepționată și constructorul nu-și va primi, banii. Domnul Bocan a spus că este în proiect și se face și la noi. Dar nu s-a făcut. Dacă este în proiect, cu siguranță trebuie să se facă și la, dumneavoastră. Trebuie să căutăm soluții, pentru că este obligația noastră să punem la dispoziția tuturor cetățenilor posibilitatea de a se racorda la canalizare. Mai sunt fiindele ăștia vagabonzi, care uneori... Vagabonzi, că... La fel, la fel, problema fiindelor fără stăpân este o problemă care nu se va finaliza foarte, foarte curând. În ceea ce privește municipiul nostru, eu cred că gestionăm destul de bine această problemă. Cazurile de prezență a câinilor fără stăpân pe domeniul public sunt destul de izolate. Cred că trebuie să vină și din partea cetățenilor sesizările, să avem și noi spirit civic, iar în momentul în care semnalăm prezența câinilor fără stăpân, puteți să sunați la DADB, deși au o echipă constituită care capturează câinii și îi duc la, adăpost. Autoritățile locale le-au vorbit vârstnicilor despre proiectele noii conduceri, printre care și decizia ca Slobozia să aibă o infrastructură modernă de piste de bicicletă. Ceea ce sunt de nemulțumit, deranjează numai pe mine, domnul primar, este vorba de mersul bicicleștilor pe trotuar. Trotuarul este, poate știu eu și ne gândesc, destinat pietonilor. Chiar avem un plan de mobilitate urbană care îl vom pune în dezbatere publică pe data de 5 septembrie și chiar vă invit să participați la prezentarea acelui plan de mobilitate, urbană. Nu cred că este un fenomen generalizat să se plimbe cineva pe trotuar cu, bicicleta. Avem prins un proiect unde să fie zone de pietoni, zone de bicicliști și zone pentru autovehicule. Din prima dumneavoastră prezentare am înțeles că vreți să duceți tradiția celorlalți primari în ceea ce privește programele cu pensionarii și pentru asta vă mulțumim foarte mult. Aceste probleme care sunt în Slobozia reprezintă pentru noi o motivație să facem lucrurile și mai, bine. De ceea ce vrem noi să vă asigurăm e că de când am venit la primărie lucrăm, muncim și sperăm să nu fim, depășiți de, probleme. Ceea ce a sesizat dumneavoastră, vreau să vă spun că se întâmplă de zi cu zi, când am terminat de rezolvat o problemă și spuneam gata, în zona aceea este tot ok, în proiectul acela l-am recepționat, apare alta. Da? Nu căutăm ca să ne dați, ca să aveți înțelegere că nu se poate face sau nu. Pentru noi nu există, nu se poate. Observațiile dumneavoastră le notăm, facem tot posibilul ca să le, rezolvăm. De asemenea, vreau să vă asigur că avem un plan bine definit ca să facem lucrurile altfel, să fie lucrurile organizate. Vârstnicii au mai lansat în cadrul întâlnirii propunerea ca în cadrul primăriei să se formeze un dispecerat pentru servicii publice. Domnul primăriei, nu se poate organiza un dispecerat unde fiecare dintre noi să apelăm cu privire la lucrări de întreținere, la apă, la urban, la RNL, la fiecare dintre noi trebuie să apelăm la firme, firma se deplasează la unitate și zice, da, numai dacă vreau să văd despre ce e vorba, chiar așa pe destele. Foarte multe dintre problemele pe care dumneavoastră le semnalați, le știm și noi. Strict la întrebarea pusă de dumneavoastră, mi-e teamă că noi suntem suficient de sinceri ca să nu vă ducem cu vorba. Fiecare dintre firmele care activează pe un teritoriu, cum ar fi Slobozia,
are politica ei de a lucra cu beneficiarii, cu... E relativ greu să ne gândim la un dispecerat integrat, astfel încât toate lucrurile care trebuie rezolvate să fie centrate sau adunate într-un singur punct. Iar în cadrul primăriei ar însemna un tip de relații cu acești agenți economici care nu sunt foarte bine reglementate în momentul ăsta. Ca idee este nemaipomenită. Este foarte normal ca un cetățean, un locatar, indiferent ce problemă ar avea, se adreseze într-un loc și de acolo să plece către cei care se ocupă de lucruri. Vă asigur din stat că avem în minte și lucrul acesta. Apelați la noi, la cei doi viceprimari și intenția domn primar, să numerele noastre de telefon sunt publice, ne puteți suna la orice oră și sigur că putem îndeplini și acest rol de dispecer. O altă problemă semnalată de vârstnici a fost disconfortul creat de condițiile privind transportul în comun. Deși la acest moment există un contract cu operatorul de transport public, autoritățile au anunțat că se intenționează crearea propriului sistem de transport în comun. Mai mult, se vor face demersuri pentru achiziționarea 15 mijloace de transport ecologice. Se schimbă, se vede. O lună și jumătate nu putem cere prea mult, nu suntem deloc pretențioși, dar se văd mișcări frumoase, interesante. Începând curățirea orașului, activitatea asta cu care la toată lumea ne stă în capul, parcarea, se va rezolva probabil și asta cumva. Vreau să vă rog să țineți cont de transportul acesta în comun. Eu am mai vorbit. Pe lângă faptul că mașinile sunt deloc indicate pentru un transport în comun al persoanelor, nu are niciun fel de aer condiționat, geamuri nu se pot deschide că sunt făcute de așa manieră, e vorba de mașinile astea verzi care sunt, micuțile astea, te duci acolo ca într-o etuvă, ajungi la cap de linie ca și când ești dintr-o saună. E destul de greu. Dacă se poate cumva să vedeți care este înțelegerea, contractul cu aceste firme, că eu bănuiesc că atunci când s-au făcut aceste firme, când s-au luat aceste concursuri, s-a câștigat, una din condiții a fost ca mijlocul de transport în comun să fie echipat și cu aer condiționat. În momentul de față suntem prizonierii unui contract semnat în 2007, care nu avea trecute toate aceste clauze. Vreau să vă spun că am dispus mai multe controle care să se facă la acest transportator. În primul rând, dânsul să-și respecte condițiile din contract. De asemenea, ce mai vreau să vă spun, avem în vedere această echipă, crearea unui serviciu public de transport în comun propriu, al nostru, al primăriei, cu mijloace de transport în comun moderne și ecologice, iar atunci ne va fi mult mai ușor să stabilim noi traseele, să le modificăm, nemai fiind necesar să trecem prin tot acest hățiș birocratic. Observațiile dumneavoastră mai trag într-un semnal de alarmă și înseamnă că trebuie să avem o activitate mai intensă decât am avut-o până acum. De-a lungul zecilor de ani ați construit acest oraș. Au fost foarte mulți ani când acest oraș a arătat frumos. Generația noastră are datoria să conserve, în primul rând, ceea ce ați făcut dumneavoastră, și chiar să-l dezvolte. Iar eu încă o dată vă spun, proiectele în care noi ne-am angrenat, la sfârșit, când vom trage linie peste 4 ani de zile, vor da altă față Sloboziei. Primarul și cei doi viceprimari ai municipiului Slobozia i-au asigurat pe vârstnici de tot sprijinul și le-au promis că astfel de întâlniri vor continua.